Multe din societățile aflate în subordinea Consiliului Județean Cluj se află într-o situație financiară dezastruoasă. Una dintre acestea, Societatea de Drumuri și Poduri Județene, este cu un picior în groapa falimentului de câțiva ani. Deși este mereu pe minus și au fost făcute alocări serioase de bani din bugetul județului în ultimii ani, situația societății nu s-a schimbat deloc. În ședința Forului Județean de astăzi a fost votată și rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli a Societății Drumuri și Poduri Județene. Pentru acest an a fost estimată o pierdere de peste 7,3 milioane de lei. Conducerea societății spune că a găsit mai multe soluții salvatoare. Am identificat câteva soluții, noi am numit 10 până la urmă. Nu a vrut niciun consilier să audă care sunt cele 10 soluții, dar directorul a făcut totuși o sinteză a lor. Este vorba de un plan de redresare, care are la bază dimensionarea activității, funcție de posibilitățile atât tehnice cât și umane pe care le spune societatea și identificarea de soluții de a aduce finanțe, adică bani, pentru a putea funcționa aceasta, în special putând să realizeze în vânzare de active și, desigur, alte posibilități din găsirea de activități care să aducă plus valoare de genul parcare care a apărut și din partea noastră sau se duce parcare în zona aeroportului sau localizare sau alte asemenea activități pe care am putea să le desfășurăm cu atelierul mecanic pe care l-avem în zonă. Directorul de la Drumurile Județene spune că a detaliat variantele de redresare într-o adresă trimisă executivului Consiliului Județean.